Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele, lună Venus ascendent nodul nord în berbec, etalare pentru octombrie 2021. Haideți să vedem ce sfaturi primiți pentru... Ia uite! Artistul! Justiția? Speaker... Hmm. Uh, speaker... Probabil că unii dintre voi aveți de a face sau uh, aveți de semnat niște acte ori niște chestiuni care țin de... Tribunal, justiție, trebuie să vorbiți, să vă faceți dreptate. Dar, dacă aveți emoții, nu uitați că sunteți protejați. Dar, într-un fel sau altul, această carte mi-a duce de arhanghelul Mihail, care, într-un fel sau altul, are un spirit marțian care ar trebui să vă anime și pe voi. Chiar dacă aveți vreo, vreo teamă, vreo îngrijorare, să nu uitați că sunteți protejați, dar, în general, berbecii ar trebui să-și exploreze acest marte într-un mod special, în așa fel încât să-i să protejeze pe ceilalți. Însă, mesajul vine. Cum? A venit. Dacă aveți vreo teamă, ceva vreo grijă, nu uitați că sunteți protejați. Totuși, sfatul este artistul. Angajați-vă în activități artistice și care, care, sunt în beneficiul carierei voastre și nu doar al carierei, dar și al vieții de zi cu zi. Acum, poate că nu toți o să puteți să vă angajați în activități artistice, dar încercați să fiți creativi. Chiar și la bucătărie, doamnelor, când gătiți, încercați să fiți creative, să, să Spargeți normele, eventual să adăugați ceva rețetelor. Asta înseamnă creativitate, așa pe cât mai scurt și cât mai simplu. Dacă vă place să cântați, să dansați, să eu știu ce să face, să coase, să pictați, îndrăzniți, chiar dacă nu aveți studii, îndrăzniți pentru că această energie vă ajută să ieșiți eventual din niște griji. Nu întâmplător a venit și acest mesaj că sunteți protejați. Probabil că aveți un stres ceva, ori ați fost bolnavi, ori eu știu ce s-a întâmplat sau, eu știu, voi dor de cineva, în fine, sunt variabile aceste griji. Ce-a vrut să se arate Regina de Bute, cea care sunteți voi, de fapt, bărbați femei nu contează, iar energie foarte creativă, Regina de Bute e o persoană foarte creativă. Acum, Regina de Bute nu înseamnă musa, e zodia berbecului, dar e o latură, uh mai pasională, mai pătimașă a noastră, a fiecăruia dintre noi, pentru că toți avem Casa Berbecului în harta noastră natală și se manifestă într-un fel sau altul, mai ales în Casa Întâi, da? Da, fiți pasionali, exprimați focul, pasiunea pe care o simțiți într-un domeniu, într-un hobby față de cineva, într-un mod creativ. Și asta îmi confirmă sfatul faptul că a venit regina de bătă la capătul setului de cărți, e a doua oară când a vrut să se arate uh, șase de cupe. O prietenie, un suflet pereche, un suflet cald, că v-ați cunoscut în copilărie, că v-ați cunoscut în tinerețe, că nu v-ați cunoscut niciodată, dar simțiți că vă știți de o viață, uh, variază. Însă, iar, șase de cupe este urmat de cavalerul de cupe. Mai devreme, în timp ce am amestecat, a fost alături de trei de bute. Poate o distanță între voi și cineva vrea să comunice despre pasiunea care încă a rămas a unuia față de celălalt. Unul dintre voi este mai pasional, altul este mai romantic, dar e posibil să dea bine combinația. Ideea este că sunteți, poate vă e dor. Unul dintre voi e posibil să, fie dor, vă, să vă fie dor de cineva și atunci încercați să transpuneți într-un mod artistic, într-un fel. Voi știți, vedeți cum vă inspiră, că aici e chestie de inspirație, da? acest dor, pentru că șase de cupe poate să însemne și un dor, printre altele. durința de împăcare cu cineva sau vă aduceți aminte de momentele frumoase pe care le-ați simțit, emoțiile în primul rând pe care le-ați simțit în preajma cuiva, pasiunea nu mai zic, și chiar dacă persoana nu este, că vom vedea ce vor fi, ce cărți se vor arăta pentru octombrie, chiar dacă persoana nu este în preajmă, lăsați-vă inspirați de stările acestea și creați ceva frumos, ceva ceva deosebit. Eventual aranjați-vă casa, că artistul poate să fie și un designer sau încercați să fiți designer în casa voastră, în camera voastră, schimbați atmosfera. Mai ales, mai ales încercați chestia asta la luna nouă din balanță, pentru că balanța e venusiană și luna nouă ne, ne obligă într-un fel sau altul, nu ne obligă, ne provoacă la schimbări, da? La inițieri, la intenții pozitive care se pot manifesta frumos și în viitor. Hai să tai cărțile, că de amestecat le-am amestecat. Berbec, soare, luna, venus, să ascende, nou, nodul un berbec, octombrie 2021. Central, ce aveți? Ia uite, împăratul. Încercați să vă controlați inima, să fiți în control, să vă centrați. Vedem ce alte cărți vin. Provocarea este justiția. Ia, interesant că a apărut justiția. Poate sunt niște chestiuni care sunt. Oh, Împăratul reprezintă sistemul. Contractele, ca și justiția, dar justiția dintr-o altă perspectivă, legală, aici, organizatorică. Uh, uh, uh. Aveți de pro Sunteți provocați. de niște chestiuni care țin de justiție. Și nu mă gândesc musai la balanță berbec, nu, 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 pentru că nu e, nu e obligatoriu chestia asta. Sunt atâția verbești care vorbesc cu alte zodii, nu. E o chestiune care ține de contract. Acum, în vremurile acestea foarte tulburi și grele, poate că unii trebuie să vă dați demisia, poate sistemul, pentru că împăratul reprezintă sistemul care își impune regulile, poate unii. Nu vrei să acționați conform unor false sau nedrepte reguli și, iar, trebuie să vă găsiți justiția, să vorbiți în, în public, undeva, despre drepturile voastre. Și pentru asta și voi trebuie să fiți centrați, să, fiți, să, să vă conduceți, dragii mei, un mesaj foarte important pentru cine vrea să audă. Să vă conduceți viața după regulile voastre, nu după regulile impuse de societate, pentru cine are urechi de auzit. Da? Vom vedea ce alte cărți apar. Asta e o chestiune care nu ține de romantism. Este foarte importantă. Este un stil de viață. Și nouă de, cupe. În trecut, v-ați bucurat de viață sau ați avut pe cineva care v-a făcut să vă simțiți euforic? Oricineva s-a simțit foarte bine în preajma voastră. Voi știți ce reprezintă acest nouă de cupe. Nouă de cupe o energie foarte frumoasă. Speranță, euforie, Senzația că vă iubiți, că sunteți iubiți de Univers și, eventual, că persoana, dacă sunteți lângă o persoană, persoana de lângă voi este persoana pe care v-ați dorit-o dintotdeauna. Nu e undeva în trecutul îndepărtat. Trecutul apropiat ia-te asul de cupe. Ori nu o nouă dragoste, ori, odată ce ce frumos ar fi pentru că ați fost provocați de niște chestiuni, știm bine, s-a văzut în detaliile anterioare, dacă ați reușit totuși, prin inspirația cuiva, sau prin munca voastră personală, 8 de cupe înseamnă să vă eliberați de trecut ca să ajungeți la acest nou de cupe. Dacă ați început să simțiți această dragoste față de voi și stimă, se resimte central prin această dorință de a vă conduce viața după regulile voastre și nu o să într-un mod oprimant față de ceilalți, ci într-un mod Elegant. Acum, asul de cupe poate să însemne o, o nouă dragoste care într-un fel să arată tocmai pentru că v-ați vindecat un nou potențial. Poate să fie și o colaborare, poate să fie și un job, dacă vreți să vă eliberați de un job oprimant, repet. De un tiran, într-o formă sau alta. Pentru că, nu pot să nu spun, sunt vremuri în care se manifestă multă energie masculină negativă. Și vorbesc de energie nu cam ceva cu bărbații, nu. Eu, dacă studiați și urmăriți vremurile și evenimentele din aceste vremuri, vedeți că este manifestarea unei energii masculine negative. Din acest motiv, energia feminină. își dezvoltă latura spirituală într-un mod foarte rapid, tocmai ca să compenseze și tocmai ca să poată să lupte cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Însă, trecând, da, un aspect personal, posibil o oportunitate sau o nouă dragoste, într-o formă sau alta. În viitor aveți 10 de spade. Dragostea asta care adaugă lucrului vostru personal... Vă ajută să vă eliberați. Se încheie. Se încheie un ciclu de suferință. Și e bine că se încheie. E bine. Eventual să învățați și lecția prin care ați trecut. În prezent aveți luna. Am vorbit de lună. Fiți atenți la luna din balanță, că tot te apare balanță, da? Pentru că după luna în balanță apare luna plină în berbec, da? Interesant cuvinte, mesaje, da? Sper că vedeți și voi ce, ce sincronicitate. Apar în etalări. Adesea. Stai? Așa, stai frumos. Da? Deci lucrați, dragii mei, cu luna. Apoi, am mai făcut videoclipuri. Puteți să căutați în playlist ce ar trebui fa să faceți la luna plină, luna nouă. Sper să mai pot să fac, dacă se face bine pisoiașul, să pot să fac și alte etalări. Nu, nu doar cele pe care le-am făcut legate de luna, dar. Da? Luna nouă în balanță, și luna plină în berbec. În berbec. Când va fi luna plină în berbec, va trebui să vă eliberați de suferința pe care a simțit-o ca să puteți să manifestați în timp uh, intențiile pe care le puneți la luna nouă în balanță. Și iar, să nu uităm de Venus, da? De Venus de balanță care este artistică în, în multe feluri. Și dacă reușiți să faceți ce am spus mai devreme, veți manifesta acest as de cupe în termen lung prin relații armonioase. Deocamdată, să zicem, iar 9 de cupe, asul de cupe și luna în prezent, trecut și trecutul apropiat, e un personaj cu aspecte puternice în semne de apă. Posibil semn de apă, dar nu obligatoriu să fie zodie, poate să fie orice zodie, dar care are aspecte în scorpion, pești, rac. Și în acest motiv, relația cu ea a fost foarte emoțională. Acum, deocamdată cărțile apar chiar dacă luna arde. O să vedem la clarificări ce mai adaugă ca și simbol. Luna înseamnă unor și confuzii, și frici. Totuși, nouă de cupe și asul de cupe simbolizează o bucurie. Din trecut, care poate var, v-ar inspira în momentele de confuzie și de frică și de nesiguranță, mai ales că e o nesiguranță aici, mai ales dacă aveți de-a face, vai, cu energii atât de intense. Karma, împăratul, dragii mei, sunt uh, elementele cu care întreg pământul se confruntă în variantele lor cele mai dure în aceste vremuri. Sfatul este, asul de băte, exact ce am zis, fiți creativ, căutați o inspirație divină, fiți atenți. Ia uite, apropo de lună, acum se dezvoltă mesajul altfel. Pentru a fi creativ, pentru a iniția ceva, nu doar emoțional, și practic, și pasional, să zicem, pasional în sensul sexual. Dar nu doar, pentru că asul de băte înseamnă inspirație, creativitate. Și aici avem simbol faric și simbol feminin. Ca să puteți concepe o nouă viață, da, trebuie să ieșiți din frică. Și ca să ieșiți din frică, trebuie să ascultați intuiția, pentru că luna înseamnă și frică și intuiție și lucru cu energiile lunare. Da? Ascultați-vă intuiția. Fiți un pic mai meditativi. Aici este sfatul. Lăsați focul acesta din voi să conceapă ceva și luna reprezintă iar mama, maternitatea. Cupa, iar elementul feminin și aici este element, elementul falic masculin. Interesantă etalare. Exterior vă influențează regele de spade. În ce formă? Voi știți, dar regele de spade, oricine poate fi neobligatoriu să fie semn de aer, regele de spade ca și energie reprezintă un personaj mental. Ar putea să fie acest împărat, ar putea să fie justiția, ar putea să fie oricine. Poate n-are nicio treabă cu ce am zis mai devreme. Se adaugă în plus ca și influență în viața voastră, pentru că într-o lună, într-o viață de om, suntem influențați de multe situații, da? și mai ales într-o lună, într-o săptămână, da? Avem și job, avem și oameni în jurul nostru, avem și familie, da? Deci cărțile reprezintă întrebări, și fiecare nu e obligatoriu ca toate să, să conducă către același subiect. Dar toate creează povestea într-o anumită perioadă. Sper că înțelegeți. Regele de Spade este un personaj foarte rațional, destul de, destul de sobru, care are niște reguli destul de stricte. Și aici este influența acestui personaj, care ar putea să vă facă să aveți niște confuzii, niște frici, dar, 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 aici, analizați-le, eliberați -le la lună plină, manifestați-le frumos la lună nouă ca să se nască acest nou. Și totuși, varianta sa bună a regelui de spade este un personaj care încearcă să manifeste, așa cum poate el în logica sa, adevărul. Pentru că am, zis, am spus în logica sa, pentru că adevărul nu ține doar de logică și de rațiune. Dar strădanile lui sunt, să fie corect, varianta sa bună. O să vedem la clarificări. De ce vă este teamă de cinci de cupe, de regrete? Că nu vă întâlni sufletul pereche? Hm. Și totuși, astfel de cupe a venit în ultima vreme. Ar putea să fie o nouă poveste, chiar dacă cealaltă nouă decupere reprezintă o poveste veche, care va învăța să vă iubiți, acum aveți un nou potențial, rămâne de văzut. Ar putea să fie un, nou, un alt semn de foc. Semnul de aer să existe ca și... Nu neapărat semn, vă rog să înțelegeți, energia de aer, da? Poate să fie și semn de pământ cu energie de aer și semn de apă, oricine poate fi, da? Această energie mentală care vă influențează, deși, repet, o să clarific ar putea să fie o altă influență, dar sfatul este să fiți creativi, eventual să mergeți către persoane creative, dacă știți persoane creative, mergeți către persoane creative, care primesc inspirație divină și o aplică, o manifest în viața de zi cu zi și vă pot învăța, să ieșiți din frică. Asta e un interesant cu vine, un soi de art, terapii. Și știu ce zic, este foarte important. Aș face și eu art terapii, dar Rămâne de văzut cum se așează și se organizează, și la mine programul. 10 de monede, vă doriți 10 de monede. Un job bun, da? Aici este provocarea. Vă doriți un job bun, o familie stabilă, care să nu ducă lipsă de nimic. Vă doriți? Dar, mare grijă, există cineva care încearcă să mănânce din această comoară. Plus, plus, alt mesaj. Mare grijă să nu vă puneți sufletul în această comoară materială, pentru că sunt vremuri în care sufletul ar trebui să fie într-o altă direcție. Ce reușiți să faceți? Să vă eliberați, să călătoriți eventual, dar, Ia să de cum facem să stea, Poate cineva vine spre voi, Daria, să vedem. Trei de cupe. Să vă eliberați de griji, pentru că apare 10 de spade în viitor, da? Eliberarea aceasta pe care o faceți, mai ales la luna plină din Berbec, da? Și în avans, lucrați cu luna nouă, repet, creați ceva frumos, aplicați, faceți colaj dacă nu știți să pictați, faceți ceva frumos, cântați, să păiți eliberare de energiile negative confirmată și de 10 de spade și bucuria cu prietenii, posibil întâlnirea cu un suflet pereche, care apare aici, da? E un suflet pereche, da? 9 și cu 1, 10. 10 regăsit în această cupă mai mare, cele două cupe care se întâlnesc și fuzionează într-o singură cupă, nu? Ia uite, Începeți ceva cu temei. Nu musai semn de aer. Dacă voi vreți să fie semn de aer, faceți ce vreți. Eu nu, am, deși n-am nimic cu semnele de aer. Uneori sunt tare drăgălașe și interesante, în primul rând. Dar, eu am mai spus mai devreme, învățați din trecut și aplicați în viitor. Aveți deja trei ași. Asul de cupe, deja se manifestă. Asul de băte, spre care trebuie să mergeți prin creativitate. Da? Și încet, încet, prin creativitate, prin ceea ce veți concepe, vă veți elibera de trecut și veți manifesta ceva nou. Da? Și veți manifesta ceva nou. Vă eliberați de karmă. Vedeți că este o sabie care iese din teacă, iese din aceast, aceste reguli, împăratul. Iese din regulile vechi, stricte, și se eliberează de karmă. Frumos. Pentru cine vrea să înțeleagă. Deci aveți trei ași începuturi, da? Mai stai aici frumos până nu se topește. într atât. Să și... Cum să le pun, mai? Cum să le pun? Ca să stea frumos. Mai. Așa. Drăguțelor. Da? Deocamdată e suficient. Hai să vedem la capătul setului de cărți 8 de bâte. Comunicarea cu, cu cineva la distanță, dorința de a începe ceva. Ia uite, 0 și 3-aș. Da? De a schimba energia. Și aici este provocarea. Cum am spus mai devreme, și în plan personal, și în plan profesional, și social, și conceptual, în sensul că. Trebuie să revizuiți regulile de viață pe care vi le stabiliți și pe care le acceptați de la alții. Da. Repet, este un mesaj subtil pentru cine are urechi de auzit. Acum, avem o schimbare de energie subtilă pe care nu o vedeți sau o simțiți, da? Dorința de a o lua de la zero se a manifestat de mai mult timp, am zis, de când ați vrut să de când am vorbit la nouă de cupe, ați v-ați eliberat de un trecut, în continuare vă eliberați, mai aveți câteva frici de lucrat, eu știu cât timp, dar deocamdată se manifestă o călătorie, o discuție pasională cu cineva și dacă nu e musă discuție cu cineva, se manifestă creșterea voastră spirituală, transformarea voastră. Da? Hai să vedem niște. Ah! E șarfa mea, mov, care mă asistă. Hai să vedem niște clarificări. Clarificăm aparatul pentru, acele, pentru berbeci. deschidere. Poate unii închis sufletul și trebuie să vă deschideți. Să rămâneți vulnerabil, evident, nu cu oricine. Prințesa de cupe sau valetul de cupe. Dorința. În spate, șapte de spade care reprezintă Cineva care a fugit de dragoste, a fugit de ceva, a fugit. A mințit, a încercat să aibă o strategie incorrectă, nedreaptă. Și eventual ar dori să exprime scuze. Hmm. Greu de crezut că acești oameni se trezesc chiar atât de repede. Acum depinde când s-a întâmplat situația. Acum, însă central aveți. Încerca... Ia mai dăm o carte totuși. O dată. De ori. De trei ori. Aici este. Ați fost dezamăgiți, da? Trei de spade. Dar ce e interesant că trei de spade a venit invers. Ați fost dezamăgiți. Răniți. Chiar în suflet. De cineva. Care a încercat să. Care nu, și atât, care nu a fost divulnerabil. Voi ați fost și ei n-au fost. Eventual. Sau. Poate că n-ați fost nici voi. Că unii sunt, alții nu sunt, da? Ideea este că acest personaj a încercat să se impună într-un anume fel, să vă controleze viața. Să fie prea strict. Într-o formă sau alta, acest personaj, împăratul, va rănit, dar ce este foarte frumos a venit cartea inversă. Asta înseamnă că începe să vă eliberați de acea rană veche, tocmai pentru că ați lucrat, cum am zis mai devreme, și frumos ar fi să rămâneți deschiși, da? să nu rămâneți închiși, ci să rămâneți deschiși, nu în totalitate, da? cu măsură. Am văzut, l-am dat și șapte de băte. Cu măsură. Da. Ia uite într-o poveste de dragoste. Cofi geamă sau al semn de aer variază nu obligatoriu. Ia uite, foc și îndrăgostiții, da? Foc și îndrăgostiții. Clarificăm justiția. o De două ori. Și de trei ori. Ia uite, judecata. Judecați bine, îndelung, ce e drept și ce nu e drept. Posibil, cineva cu marcaj în balanță să-și dorească să renască ceva, sau voi, unul dintre voi, că tot am văzut șase de cupe, dorința de împăcare, sau vă, vă mai amintiți de cineva din trecut, variază. Vedeți pe unde sun sunteți, dar judecata și justiția. Gândiți la karmă înainte să acționați. Ăsta este mesajul pentru toată lumea. Gândiți la karmă, pentru că acțiunile noastre au niște consecințe și vor fi judecate. Gândiți la karmă. Da, patru de băte, patru de cupe. Iar justiția și asul de cupe poate să fie o dragoste care s-a manifestat nedrept care adus dus lacrimi, Poate unii vă gândiți cum să transformați lacrimile în bucurie cu patru de bute. Clarificăm asul de cupe unată. De două ori. De trei ori. Ia uite, asul de cupe cu asul de bute. Eu pasiune. Pentru, în primul rând vă vindecați de o pasiune, pe de-o parte, și această vindecare, repet, vă reaprinde, vă dă, redă energie, nu mă să vă reaprinde, vă redă energie, faptul că v-ați vindecat de o pasiune, nu e chiar nici cu sus în jos, e pe orizontal, da? Mai simțiți ceva pentru ei, dar nu ca înainte. Asta tocmai pentru că v-ați vindecat și că ați mers către nouă de cupe. Către stimă, față de voi și vă. La capătul setului de cărți, împărăteasa. Ia uite, mai ales femeile, dar oricine. o reprezintă un personaj care se iubește, da? care e generos, care e deschis, chiar dacă rămâne vulnerabil, deschis generos, chiar dacă a trecut prin multe, da? pentru că ea poate să reprezinte și regina toate reginele, de fapt, inclusiv regina de spade. Da? Rămâne deschisă, generoasă, în iubire. Da, într-adevăr, pentru unii poate să fie la locul de muncă, oricineva cu aspect în taur sau balanță, dar nu obligatoriu, oricine poate să fie împărăteasă, este Venus. Da? Este Venus. Poate să fie cineva cu Venus în prima casă. Da? În fine. Clarificăm, te rog frumos, luna odată. De două ori. De trei ori. Patru de spade. Aici este meditați la lună. Meditați la fricile voastre. La ce ați suferit, de ce ați suferit. Pentru că de multe ori este ego. Sunt, în anumite relații se ating niște puncte sensibile pe care în familie, prin, știți, relația cu mama, cu părinții, le-am lăsat nevindecate. Meditați la lună, patru de spade. Încă unii dintre voi vă mai vindecați și trebuie să vă mai vindecați. E bine, repet, folosiți energiile lunare. Și ce am vrut să spun mai devreme, asul de băt în această poziție sugerează faptul că v-ați pierdut energia într-o privință dar sunteți pe care să o recapătați, dar este pe, este pe orizontal. Nu e, am zis, nu este invers. Faptul că aici a venit în poziție normală la sfat este minunat. Înseamnă că vă recapătați energia și faceți tot posibilul să fiți creativ prin orice formă, pentru că arta ne vindecă. La capătul setului de cărți aveți șase de monede. de monede și la mijloc 10 de cupe. A fost o tățiere între voi și cineva, niște probleme de cuplu, niște răni, aute datorită și distanței și ați încercat să puneți capăt eventual, dar din când în când 10 de, de cupă arată faptul că i-ați idealizat. I-ați idealizat. Mai simțiți emoții față de ei? Încă, încă nu. Nu e. Cine e persoana despre care vorbesc? Probabil că o să rămână în sufletul vostru toată viața sau mult timp de acum încolo, dar ideea e să vă vindecați, să nu vă mai afecteze atât de mult ca în trecut. Și șase de monede reprezintă echilibru vostru într-o formă sau alta, chiar dacă ați trăit niște situații nedrepte din cauza idealismului într-un fel sau altul. Sau a euforiei. Clarificăm masa de bătă o dată. De două ori. De trei ori. uite. Aici, ce frumos! Ce frumos! Și suferința se poate pune în artă. Da? O puneți în artă. Aici ce suferință. Renașteți, în primul rând. Asul de bătă asta înseamnă energizare. Renașteți din această suferință. Faceți acest pom care e plin cu amintiri și acest album să se transforme într-un album de artă, da, dar din care învățați ceva. Și pomul acesta plin de amintiri să înceapă să înflorească, să, să rodească ceva. Ce ceva frumos. Ceva creativ. Iar, vândem la artă, că n-am cum să nu vândem. Da? da magnetism. A fost într-adevăr un magnetism puternic, emoții puternici între voi și cineva, dar, dar a fost și durere. Mai dăm o carte, o dată. O două. De trei. Ia uite, trei de cupe. Trei de cupe. Învățați să vă bucurați de viață, de prieteni. Și dacă întâmplător unul dintre, dintre voi ați fost într-un triunghi amoros, asta e, a fost o lecție. Reveniți la ceea ce sunteți. Dar pentru unii prieteni vă sunt de ajutor în această revenire. Și apare trei de cupe iar. Ca și reușită în această perioadă. Am zis, bucurați-vă de voi, de prieteni, de cei dragi. Clarificăm, te rog frumos, regele de spate odată. De două ori. De trei ori. Un vis. Posibil, acest personaj mai apare în visul vostru sau vă mai visează. Regele de spade. Regele de monede. Un personaj, rata norocului. Foarte implicat în material. Este o întâlnire de destindicare. De a trebuit să învățați ceva. Că am văzut roata norocului, da? Mai dăm o parte totuși, odată. De două ori. De trei ori. Ok. Ia, uite, emoții. Încă mai aveți, am zis, încă mai aveți emoții. Încă mai aveți emoții, încă visați. Am zis, eu, eu stare de la început, am zis, de la șase decupe. Încă mai visați la acest personaj. La ce a simțit. Dar, repet, meditați. Și la suferință, și la renaștere, și la frici, și la tot ce trebuie face și ce trebuie la lună plină, lună nouă. Și nu uitați, nu uitați de forma aceasta de vindecare, art-terapie, care este fenomenală. Da, interesant că s-a oprit la concepție, da? Pentru mine, concepție în acest context cu arta, clar, vă uh, sugerează să, să creați ceva și nu în voi, da? nu în voi, în afara voastră. Din umbră, din suferință, puteți să creați ceva, da? Strălucitor este auriu aici în această lucrare. Și ce fie am. În fine, clarificăm 10 de monede odată, de două ori, de trei ori. 9 de cupe, ce frumos! Ce frumos la capătul setului de cărți, turnul, turnul, separarea, în fine, ce vă doriți. Iar să vă iubiți pe voi și se pare că ați început unii dintre voi, da? Nouă de cupe a apărut chiar la, da? Chiar de la început a apărut nouă de cupe. Reapare. Ce vă doriți? Să vă iubiți în continuare, să creați lucruri valoroase, să vă creați stabilitate, o familie, o, eu știu, un job, să vă creați viața voastră, da? Și o moștenire specială. Unii dintre voi poate vă găsiți bucuria și echilibru în mijlocul familiei voastre. Nu e obligatoriu pentru toată lumea familia să ofere echilibru, dar probabil că pentru unii dintre voi familia vă oferă un sprijin dar repet, nu obligatoriu, concentrați-vă în primul rând pe dragoste față de voi și pe ceea ce creați ca și ce lăsați ca moștenire. Că e moștenire artistică, emoțională, spirituală, financiară, pentru cineva, pentru oameni care au nevoie de eu știu ce, concentrați-vă pe ceea ce puteți crea în timp durabil. Clarificăm șase de spade. De două ori de trei ori. uite. Nouă de bâte. Dar a venit invers. Încerca să lăsați... Da, ceva se... E o greutate care se dă la o parte. 9 de bâte a venit invers, da? Pomul e în jos. Uh, un blocaj. Se dă la o parte. Și blocajul ținea de aceste frici, de aceste emoții, de această analiză pe care trebuie, prin care trebuie să treceți și pe care o puteți elibera prin orice lucru pe care îl faceți creativ. Nu o debute. Lăsați un pic garda jos în momentul în care vă eliberați. Poate o călătorie v-ar ajuta pentru unii. O călătorie către un prieten, o prietenă, un om de suflet. Da? Și acolo să înțelegeți ceva. Întâlnirea cu acest prieten, stați de vorbă la o cafea, la un suc, cu acest personaj și înțelegeți niște lucruri. Astfel de spade înseamnă și înțelegere. Și hotărâți că da, vă liberați de karmă și de trecut și manifestați ceva nou. Mi se pare, vreți să și colaborați, să creșteți, 3 de monede, 9 de monede, să construiți 7 de monede. Aveți această determinare, răbdare, să vă reconstruiți pe voi. Și cred că un prieten de suflet, o prietenă, nu neapărat iubit, iubită, dar poate să fie, dar așa simt. Prietenia cu cineva vă ajută și vă ajută să înțelegeți iar. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Ceau, ceau!